Viața cu părintelui nostru Iacob, cel din Nisibe, 13 ianuarie, Moise, dătătorul de lege care a trecut pe Israeliți prin mare ca pe uscat, iar în pustie a adăpat pe popor prin minune, și care multe alte minuni a făcut, a scris faptele cele de mai înainte, nu cu înțelepciunea luată de la egipteni, ci cu darul cel dat din cer pentru că de unde putea el să știe fapta cea bună a lui Abel, iubirea de Dumnezeu a lui Hristos, dreptatea lui Noe, binecuvântata preoție a lui Melchisedec, chemarea lui Avram, credința, bărbăția, iubirea de străini și jerfa fiului său, Isaac și, pe scurt, vestea despre nevoințele altor bărbați dumnezeiești. De unde ar fi putut să le știe? De n-ar fi luat lumină de la Dumnezeiescul Duh? De un ajutor ca acesta, zice Teodorit, am și eu nevoie în lucrarea de față, pentru a scrie viețile sfinților care au fost cu puțină vreme înainte de noi și care au strălucit chiar în vremurile noastre. Ca după aceea, să le pun ca pe o lege înaintea celor ce doresc să le urmeze. Deci, mi se cade ca să încep povestirea chemând în ajutor rugăciunile acelor sfinți. Nisibe este o cetate care a fost într-o vreme între hotarele stăpânirii Romei și ale Persiei, care pe atunci dădea dașdie romanilor. În această cetate s-a născut Sfântul Iacob și și-a ales deosebita petrecere în pustie și șălășluindu-se acolo, viețuia prin munții cei înalți. Deci? în timp de vară și de toamnă locuia prin dumbrăvi, având cerul ca acoperământ, iar în timpul iernii intra într-o peșteră, unde se apăra de ger. Hrana lui nu era nici din ceea ce se seamănă pe câmp, nici din lucru, și numai din ceea ce singur pământul producea, el aduna poame din copacii de prin pădure și ierburi ca cele de prin grădin, cu care își întărea trupul. Atât numai ca să își poată ține zilele, foc pentru fierberea mâncării nu-i trebuia niciodată, pentru că se hrănea numai cu verdețuri crude și nici de lângă nu avea trebuință pentru haine, căci se acoperea cu piei de capre. Astfel omorându-și trupul, cu duhovnicească hrană își întărea sufletul, iar gândul său îl pregătea spre dumnezeiască vedenie, făcându-l oglindă a Sfântului Duh, precum grăiește apostolul, și privind mărirea Domnului, se urca spre desăvârșire, de acolo i se înmulțea în toate zilele îndrăznea la către Dumnezeu, de la care cerea și căpăta tot ce avea de trebuință, și înainte vedea și prorocea cele ce erau să fie, căci îi se dăduse de la Sfântul Duh darul facerii de minuni, să povestim credincioșilor câteva minuni ale lui și astfel vom arăta raza strălucirii lui apostolești. Ca urmare a darului ce avea în acea vreme oamenii cei fără de minte se închinau idolilor celor neînsuflețiți și le făceau dumnezeiască cinste, iar cinstirea cea cu adevărat dumnezeiască era defăimată de cei mulți și erau prigoniți cei ce nu se amestecau în sălbăticia lor, căci fiind de desăvârșiți în faptele cele bune, știau adevărul și pozindu-se de închinarea idolească, se închinau ziditorului a toate. Sfântul Iacob lăsând pustia, s-a dus în Persia, vrând să vadă odras la cea nouă a Sfintei Credințe și pe cât se putea să ajute la înmulțirea ei, trecând un pârâu ce se întâmpla în calea lui, a văzut câteva fecioare spălându-și hainele și, dezvelindu-și picioarele aproape de tot, priveau la dânsul ca la un străin care purta o îmbrăcăminte neobișnuită, măsurându-l cu ochii îndrăzneții, nerușinându-se nici de cinstea lui nici de goliciunea lor, ci stăteau cu necuvință, fără a-și acoperi capetele lor. Atunci Sfântul s-a mâniat pentru această nerușinare a lor și vrând ca să arate puterea lui Dumnezeu, spre învățătura celor și apoi să se izbăvească de închinarea idolească, când vor vedea acea minune. A blestemat izvorul din care curgea părul și îndată s-a scat izvorul acela, încât nici o picătură de apă nu s-a mai aflat în trânsul. Asemenea a blestemat și pe acele fecioare nerușinate ca să îmbătrânească deodată, și s-a împlinit cuvântul sfântului, căci părul cel negru al capetelor lor îndată s-a încărunțit și s-a făcut ca frunzele de toamnă când cade bruma peste ele, văzând aceasta fecioarele, căci și apa se și toate fiind cărunte, privea una la alta, s-au înspăimântat. Și alergând în cetate, au spus către toți cele întâmplate, cetățenii, văzând minunea ce se făcuse, au mers la Sfântul Iacob, marele făcător de minuni. Și l-au rugat cu dina din adinsul ca să-și îmblânzească mânia și să întoarcă iarăși apa în râu, Sfântul Milostiv, se de grabă a făcut rugăciune către Domnul și a curs izvorul ca și mai înainte și pârâul s-a umplut de apă. Apoi oamenii rugau pe Sfânt ca să dea și fetelor tinerețea de mai înainte. Sfântul voia să facă aceasta, dar când a întrebat unde sunt, fetele nu s-au mai aflat, nici nu au venit la pocăință pentru aceasta le-a pedepsit ca să rămână astfel. Spre neuitată aducere aminte de puterile minunate ale lui Dumnezeu, ca astfel și ceilalți să se învețe curățenia vieții și buna rânduială. Aceasta a fost minunea acestui nou Moise, pe care a făcut-o nu prin lovirea toiagului, ci prin semnul Sfintei Cruci, iar eu mai mult de aceasta mă minunez, adică de blândețea lui căci n-a făcut ceea ce într-o vreme a făcut marele proroc Elisei și n-a trimis niște ursoaice ca să sfâșie pe fecioarele fără de rușine. Și printr-o pedeapsă mică le-a învățat spre bune obiceiuri și temerea de Dumnezeu, încă o zic aceasta, nu prihănind mânia prorocului, ci arătând că Sfântul Iacob, având aceeași putere în facerea de minuni pe care o avea și prorocul, a făcut cele cuvincioase bunătății lui Hristos și noului așezământ acest sfânt Iacob, văzând odată pe judecătorul Persiei făcând o judecată nedreaptă unui om nevinovat, s-a mâhnit de această nedreptate și a poruncit unei pietre mari ce era aproape, ca să se sfărâme și să se răspândească ca țărâna, mustrând pe judecător de această nedreptate. Cei ce erau acolo, văzând acest lucru, s-au înfricoșat, bancă s-a temut și judecătorul nedrept și, cunoscându-și păcatul, s-a căit, apoi, schimbând judecata cea din tâi, a hotărât alta dreaptă și aici făcătorul de minuni a urmat domnului său, care vrând să arate că de voie merge la patimă și cum că, cu lesnire, de ar fi voit, ar fi pierdut pe ucigașii săi, Totuși nu i-a pierdut, ci smochinul cel neînsuflețit l-a înscat cu cuvântul, arătându-și puterea sa. Acelei bunătății a Domnului a urmat Sfântul Iacob, n-a adus pedepsa asupra nedreptului judecător, ci a sfărâmat piatra și prin aceasta a învățat pe judecător dreapta judecată. Pentru aceste faceri de minuni și făcându-se iubit și mărit înaintea tuturor, s-a ridicat fără de voie la episcopat, în patria sa, cetatea Nisibe, deși se lepăda și fugea de o dregătorie ca aceasta schimbându-și petrecerea vieții singuratice și sălășluindu-se cu cetățenii. Nu și-a schimbat nici hrana, nici hainele, ci numai locul era altul, iar rândui alea vieții aceeași, însă ostenelile erau mai multe ca cele din tâi, căci prin post, prin culcare pe jos, prin purtarea rasei, i s-a adăugat grija de popor, de sărmani, de văduve, ca să sprijinească pe cei năpăstuiți și să ajute tuturor, povățuindu-i pe toți la fapte bune. Însă ce trebuință este a număra cu amănuntul ostenelile și îngrijirile pentru popor, care se cuvin unei dregătorii ca aceasta. Cei ce și-au luat asupra lor acest jug știu aceasta și, mai ales cei ce iubesc și se tem de stăpânul, care le-a încredințat păstorii oilor celor cuvântătoare. Deci, Sfântul, ostenindu-se mai mult îndregătoria episcopiei și săvârșind bunătăți, și-a adăugat mai multe daruri ale Sfântului Duh. Într-o vreme, mergând Sfântul la un sat, s-au apropiat în calea sa niște săraci, care cereau de la dânsul milostenie pentru îngroparea unui mort, care se afla zăcând chiar în acea cale. Iar omul acela nu era cu adevărat mort, ci se prefăcea că ceea ce ei săraci văzând de departe pe episcop venind, au poruncit unui a dintre dânsii ca să se prefacă că este mort, să capete cu un meșteșug ca acesta mai multă milostenie de la episcop. De deci, ce arhiereul le-a dat cuvincioasa milostenie și pentru cel mort s-a rugat ca să i se ierte păcatele și sufletul lui să se rânduiască cu cei drepți, apoi s-a dus în calea așa, depărtându-se sfântul. Prietenii celui prefăcut mort îi ziceau să se scoale, iar el nu se scula, căci acum murise cu adevărat și zăcea fără suflet. Văzând săracii cum că minciuna lor s-a adeverit, au alergat după sfânt și ajungându-l, au căzut la picioarele lui, mărturisându-și păcatul și aruncând pricina asupra sărăciei. Deci, se rugau ca să ierte și să întoarcă în trup Sufletul mortului. Iar făcătorul de minuni, asemănându-se Domnului cel mult îndurat, i-a ascultat și cu rugăciunea ce a făcut a întors Sufletul și a înviat mortul. Aceasta, precum mi se pare, se aseamănă cu minuna Sfântului Petru, care a dat morții celei năpraznice pe Anania și pe Safira, care se sfătuise răsămintă împotriva Duhului Sfânt și să ascundă din prețul țarinei, pentru că și acest Sfânt Iacob, celui ce și-a tăinuit Duhul său și cu minciună se prefăcuse mort, i-a luat sufletul. Sfântul Petru, cunoscând furtișagul, descoperindu-i aceasta Sfântul Duh, a dat pedeapsa de moarte asupra celor ce furaseră. Iacob, neștiind vicleșugul, căci cu minciună se prefăcuse mort săracul acela, prin rugăciune i-a luat viața. Petru, pe Anania și pe Safira, care muriseră, nu i-a izbăvit, pentru că atunci era trebuință de a sprime, ca și ceilalți să aibă frică, iar Iacob având darul apostolesc prin moarte a pedepsit câtva timp, apoi iarăși a mângâiat prin întoarcerea vieții acelui om. După aceasta, când Darie, întâiul hulitor al Fiului lui Dumnezeu și al Sfântului Duh, și-a ascuțit limba sa asupra făcătorului său și a tulburat tot Egiptul, iar mai marele între împărați Constantin, care, ca al Zorobabel, a izbăvit lumea din robia închinării la idolii și bisericile cele este răsturnate la pământ le-a ridicat și le-a înălțat, a adunat întâiul sobor de sfinți părinția toată lumea, în Nicea, Arhiereul lui Dumnezeu, Iacob, episcopul Nisibei, era acolo în mijlocul soborului Sfinților părinți, apărând dreapta credință, iar pe el a depărtat de la Biserică. În acea vreme, Nisibei era sub stăpânirea împăraților Romei, iar Marele Constantin murind. Saporie, împăratul Persiei, a venit cu toată puterea oștilor sale, înconjurând cetatea aceasta, vrând să o ia, dar cu rugăciunile Sfântului Episcop Iacob, cetatea rămânea năbiruită. Atunci Saporie a oprit cu pietre și cu pământ râul care curgea prin cetate și adunându-se apă multă. Îndată i-a dat drumul asupra cetății, încât au căzut zidurile ei de pornirea râului și de puterea apei apoi mare parte a cetății a întunecat-o, aducând multă frică cetățenilor din trânsa și multă bucurie perșilor, cărora li se părea că au în mâini cetatea, însă nu s-au apropiat ca să intre, fiindcă apele îi opreau, ci au amânat până a doua zi, ca să se pornească cu toată puterea asupra cetății, iar noaptea. Sosind tot poporul cetății, s-a apucat de lucru prin îndemnarea episcopului și, cu ajutorul rugăciunilor lui, au îndreptat zidurile cetății, încât nici călăreții, nici pedestrașii nu puteau să intre înăuntru fără scări. Dar cetatea putea să fie luată cu lesnire de n-ar fi căutat cetățenii ajutorul celui preanalt. s au rugat toți pe Sfântul Iacob, episcopul lor, ca să se suie pe zidurile cetății și să risipească puterea potrivnicilor. Deci... S-a suip Sfântul Iacob și, văzând nenumăratele cete ale oștirii persoane, s-a rugat lui Dumnezeu să trimită asupra lor țânțari și muște câinești, ca ei să cunoască puterea lui Dumnezeu și să plece de la cetate, și a ascultat Dumnezeu rugăciunea robului său căci a în îndată asupra cetelor persane un de țânțari și de muște, a căror mușcare era atât de cumplită, încât ca și elefanții neputând o suferi, rupeau zăbalele și fruiele și fugeau în coace și în colone opriți. și nu numai celor necuvântătoare, ci chiar și perșilor le erau nesuferiți țânțarii aceia și muștele, ce erau mai cumplite decât mii de ostași în armați văzând păgânul împărat că ostenelile lui era un deșert, căci puterea oștii lui se biruia de țânțari și de muște, era în nepricepere și în mare tulburare. Apoi, când a văzut umblând pe zidurile cetății pe acel om dumnezeiesc, adică pe Iacob episcopul, și îi se părea că acela este împărat, pentru că avea porfiră împărătească, cu coroană pe cap foarte strălucită, s-a mâniat pe ai săi, care spuseseră că nu este împărat în cetate și i-a pedepsit cu moarte, drept aceea, depărtându-se de cetate, a fugit în pământul său, izgonit de muște și de țânțari. O minune ca aceasta a făcut Dumnezeu prin rugăciunile plăcutului său, care n-a cerut să cadă foc din cer asupra vrăjmașului precum altădată Ilie, prorocul a cerut asupra celor 50 i a ars. Nici se ruga ca să îi înghită pământul, ci numai țânțari și muște să vină asupra lor, ca să cunoască puterea lui Dumnezeu. Și cu adevărat minunea a fost, căci atâta oastă persoană nu putea să se scape de niște mici insecte din văzduh și a fugit, biruindu-se cu rușine. Atâta dar avea Sfântul Iacob de la Dumnezeu și atâta îndrăzneală către el. După aceea, Fiind trecut de zile, s-au într întru Domnul, iar după moartea lui, câteva vreme trecând, cetatea Nisibei a fost numărată la stăpânirea Persiei, din care credincioșii ieșind, au luat cu ei moaștele folositorului și povățuitorului lor, Sfântul Iacob, care de ar fi fost viu, niciodată n-ar fi fost stăpânită cetatea de barbari, de care o apăra marele plăcut al lui Dumnezeu. Cu puterea cea nebiruită a lui Hristos, Dumnezeul nostru, căruia din preună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, se cuvine slava. În veci. Amin.